Domnul Cristea, bună seara. Da, domnul Cristea. Domnul Cristea, dacă soția dumneavoastră vrea să divorțeze, de ce nu îi acordați divorțul să încheiați odată căsnicia asta? Că oricum nu locuiți, nu... Dar numai puțin, vă rog să mă scuzați. Că vă spun și un cuvânt. Ziceți. În primul rând, eu n-am obligat-o niciodată, adică să nu divorțeze. I-am spus și la telefon. Dar, în primul rând și al doilea, ea nu-mi dă mie fata la telefon. Mi-o dă numai când vrea ea, când are treburi, socoteli. Mă înțelegeți dumneavoastră? Păi de asta e bine să divorțați. Că dacă divorțați, o să aveți și dumneavoastră dreptul să o vizitați, să petreceți timp cu ea. Da, da, e foarte bine. Dar de ce nu mi-aduce măcar din două săptămâni să o văd și eu măcar duminica, nu? Deci să-mi văd copilul. Dar mergeți dumneavoastră la copil, că cam așa se face. E copilul meu, da? Doamnă, domnule, domnul Cristea, mergeți dumneavoastră la copil, că așa se face. Da, dar eu nu prea am posibilitate, dacă vreți să mă înțelegeți. Așa se face. Eu nu prea am posibilitate. Dacă și doamna are? Vedeți că scoateți-l de pe speaker. Că nu se aude. Doamna, are posibilitate? Doamna, are posibilitate? Păi, are, domnice scumpă, dar eu știu ce posibilitate are acolo, nu știu, nu mai înțeleg nimic. Dar dumneavoastră aveți un loc de muncă? Eu nu i-am cerut... Nu am niciun loc de muncă, n-am niciunde să stau, a venit, adică și-a fotografiat cu camera de la vedere, știe unde stau. Deci i-am arătat unde-i cinci o mâncare acolo. Păi vedeți, domnul Cristea, dacă ați fi avut un loc de muncă, poate ați fi avut posibilitate să mergeți să vedeți copilul. Dacă ați fi avut un loc de muncă, poate ați fi avut posibilitate să mergeți să vedeți copilul. Zic și eu acum, păi nu. Da, dar gândiți-vă și dumneavoastră, la tata mea, la 50, numai puțin, la 56 de ani, cine mai mă angajează cu carte de muncă? Dumneavoastră, ați mai lucrat? Alcool? Nu, las, că alcoolul e rău. Ați mai lucrat? Adică până la ce vârstă ați avut un loc de muncă? Cu carte de muncă, așa... Ați avut un loc de muncă. Carte de muncă, așa... Păi da, m-am avut la Opet și la Romlux. Nu, domnule, până la ce vârstă? Când? De când nu mai aveți serviciu? Nu, domnule, până la ce vârstă? De când m-am serviciu, am aproape de vreo 18 ani. Să fii sănătos! Păi dar alcool, alcool consumați? Aveați 30 și ceva. La alcool, gândiți-vă, păi, dacă consumați. Oricare om, adică consumă. Da. Ei, și lăsați, fumați. Că nu chiar oricare om. Păi mai consumăm și noi, adică fiecare bărbat, fiecare cel puțin eu, cel puțin eu, am o nedumerire. Asta sunt, adică, cuvintele. Dacă nu munciți. Că spuneți că nu consumați, da? Domnul avocat. Da, și eu mă mir, da. Dacă nu aveți niciun venit, de unde aveți bani de alcool și de țigări? Dacă nu aveți niciun venit, de unde aveți? Păi dacă munciți cu ziua... Pe unde pot? Pe unde nimeresc? Și din banii ăia câștigați cu ziua, cu truda dumneavoastră, în loc să vă vedeți fata, să faceți ceva cu adevărat util pentru sufletelul ăla pe care l-ați adus pe lume, dumneavoastră preferați să dați banii pe alcool? Însu sau altcineva, că dacă doamna era de la stradă, nu știu dacă... Sunteți foarte sigur că e copilul dumneavoastră? Dacă dumneavoastră nu știți, deci... discuția și situația care a fost, adică în familia noastră, eu vă spun drept, e prea de tot. E prea de tot. Auziți, prea de tot, așa cum eu mai recunosc, câteodată sunt chiar prea de tot, dar aș vrea să vă întreb, cu blândețe așa și să mă scuzați, poate sunt prea de tot. O trimitați pe amărâta asta de aici la prostituție și jucați barbut? Nici mai e la modă barbutul. Nu cred, așa ceva, eu vă aduc, nu. Nu. Ia întrebați-o, vă rog foarte mult. Dar întrebați-o dumneavoastră că vă aude. Întrebați-o câți bani a luat în casă. Întrebați-o dumneavoastră că vă aude. Păi, da, bun. Oano, câți bani ai luat în casă? Prima dată, 20 de milioane? Nu. Ai luat adică 18 milioane? Nu. Ai luat 15 milioane? Ai luat 2 milioane? Te-ai dus la aparate? Te-ai dus cu fata la aparate? Cum? Nu, n-am văzut nicio fată la aparat. În primul, ascultă-mă puțin. În primul rând, de ce spui că nu munce nicăieri, domnul Ilie? Când munce la... Nu înțeleg, vorbiți mai clar, doamnă, nu vă precipitați, că nu înțeleg. De ce spui că nu munce nicăieri, că lucrezi la fabrică, la Găiești? Păi lasă-mă, am lucrat de multe zile la fabrică. Da, da. Asta a fost să... De ce spui, că mai amenicea să-ți trimit bani?
Și luna trecută mi-a spus să scrii bani, că dacă nu unde să picioare acolo să scapu. Asta v-am spus, e din basmele, a citit domnul mai târziu. E o vorbă așa, n-are cum. Nu, că puteți să doamna, dar dumneavoastră dacă a scăpat din această Siria, în ghilimele, a acestei relații, că Siria a fost, dacă puteți v-a chinuit atât... Puteți să vă întrebați... Deci dacă a scăpat din această, acest război crunt în care a trăit, de ce mai păstrați legătura? Adică dacă mie, ferească Dumnezeu, mi s-ar fi întâmplat așa ceva, mă duceam și nu mai știa niciodată nici unde sunt, nici ce fac, nici cum mă cheamă, nici unde lucrez, nici cum de știe domnul că v-ați angajat în mall la București? Păstrează legătura. De ce păstrați, doamnă, legătura? Nu, mall la București a știut atunci când am plecat de mă angajat. S-a obișnuit, ăsta e stilul de viață. Dar știți ce e prea de tot pentru mintea mea? De unde aveați 20 de milioane, 18 milioane, 15, 12 milioane? Luați din casă, culmea. Dai că ne spune, doamna, de la... Dacă nu munceați niciunul. De la prostituție. De la prostituție. Dar cât câștigați? Dacă... Eu sunt convinsă că domnul Ionașcu chiar ar vrea să știe. De la prostituție, că m-ați uitat la produse. Nu, dar scur, cât câștigați din prostituție? Depinde. Depinde cât mi-eșa. Câteodată mi-eșa 5 milioane, câteodată mi-eșa 2 milioane, câteodată 1 milion. Nu. Pe zi, plecam dimineața și veneam la ora 4. Doamnă, dacă aș fi fost, lăsând la o parte, eu dacă aș fi fost, aș fi lucrat pentru statul român. Bună, dar 5 milioane pe zi e foarte mult. Asta vreau să spun. De ce s-ar angaja această femeie? Rând, că... absolut, sau de ce s-ar angaja domnul? Asta înseamnă, stai un pic, hai să zicem nu 5 milioane, 3 milioane, ori 10 zile, 3.000 de lei. 3.000. Hai să zic că nu lucra minim. 20 de zile dacă lucra, da, nu? Da. 6.000. Adică, oameni buni, sunt bani. Adică, de ce te-ai angajat la găiești? Și gândește-te că doamna nu e tocmai la prima tinerețe, dacă era una mai nurlie. Are 30 de ani. Mai doamna nurlie. E foarte tânără. Doamna nu e tocmai Sharon Stone, dar dacă era mai nurlie un pic... Dați o clipă, domnul Cristea, că avem aici un calcul de făcut. Nu încurajăm așa ceva. Eu cred că în România ar trebui... Da, spuneți, domnul, cu patru, nu mă iertați, cu frigiderele, cu ziceți ce vreți să ziceți. Ce știm noi? Da, vă rog foarte mult. Să luați în considerare ceea ce vă spun eu. Deci, omul de la Găiești, unde a lucrat, e amantul ei. Deci, la patronul care... Haideți, domnul Cristea, să nu facem niciun fel de acuzații de genul ăsta. Vă rog frumos, neprobate, vă cer să aduceți probe și nu o să aveți. Acum fiecare poate să spună orice. Doamnă, doamna Cristea, dar ce problemă de sănătate aveți? Că v-am văzut când ați intrat, că mergeați așa... Cu piciorul care mi l-a făcut, el m-a făcut să intru în spital. Deci, din cauza domnului, mergeți așa? Da. Am fost dusă la spital, băgată, mi-a dat cu parul, peste picior. Aici, nu vă se arăt că nu, poate nu e. Nu, vă spun eu. Ce să spui tu, aveam fata la noi. Doamna Simona, ea a fost luată, lasă-mă să vorbesc. Aveam fata la noi, aveam fata la noi. Dați o clipă, ia. Te-am luat de la Pirnici? Nu, i-am dat un telefon pe tine. Nu mai minți, mă. Ia ascultă-mă, de la Pirnici, eu te pui de față. Pune, adu-mi martor. Adu-mi martor și eu îți adu martor o grămadă cum mă băteai și mă făceai în toate felurile. Pe drum. Oricând te-aduc martori. Ce-o martori? Oricare ar fi calitatea acestei femei. Eu niciodată nu te-am băgat la prostituție. Și calitatea noastră ca mamă sau non-mamă, nimeni n-are dreptul să lovească pe nimeni într-o societate civilizată. Pe de altă parte, n-am mai avut ocazia să spun de mult asta la televizor și știu că Daniel, prietenul meu, o să mă contrazică. Sunt atâtea femei ca ea. În București, seara când pleci după ora 5-6, de atunci ies la stradă. Maria Rosetti e plină. Sunt zone, eu zic, de asta centrală unde stau eu. Maria Rosetti e o stradă. Da, sunt cu zecile. Dom'le, hai să le facem locul lor să stea acolo și bărbații care vor să meargă la astfel de femei să se ducă și ele să fie verificate și să fie cu analize. De când nu v-ați făcut, doamne, niște analize? Nu. Analizele le-am făcut acum când m-am angajat aici la firmă. Auziți? Păi a zis că nu lucrează. Dați o clipă, domnul. Ba da, eu lucrez. Doamna lucrează la fabrică.